Da, unde ducem noi? Ia spune la cameră, unde ne ducem? Unde ne ducem noi? La apă. La apă ne ducem, da? La apă. Da, la apă ne ducem. Mașuțule, nu putem. De ce mi-a zburat fața? Era senzațiu. Oh my god. Fericită acum, pentru că plecăm. Stai, asta e vlog, da? Să încep de la început cu da, salut, prieteni, ok. Salutare, gașcă, sunteți pe canalul Ceau Patrigera. Astăzi a venit ziua mult așteptată de mine, deci în sfârșit plec la mare. Deci sunt foarte fericită, după 4 ani în sfârșit plec la mare și eu. Mama și Coali s-a fost și vreau să merg și eu. Am ales ca țară, așa, pentru mine, prima dată măcar, în Bulgaria, să ne ducem. Ne ducem mai departe de Ucraina și eu. Alisa acum se îmbracă, eu noi ducem bagajele în mașină și ne întoarcem înapoi. Ca să luăm ce bagaje am mami. Bagaje, da, e acolo. Ți-a plăcut. E vadă mama. Nici iubește. Oi, Unde aruncă-te proșul? Gata, plecam. De ce tu ești mărăică? De ce ești mărăită? Nu spune mami. Vrei pălărie? Măi, vreau joci cu mine, că eu am făcut ține. Pune. Aș scunde-o în jos. Iată, măi. Cocobau. Noi plecăm la mare! Și mie nu știe. Mami, bagajele astea. Bine. Ai dus tata. Acolo, da. Papa. Foarte amuzant.
Tata. Tata, avem o lopată. Dă-mi trebuie geantă. Ce aici? Merge carnețelul, pixurile ca să notez tot ce fac. Mi-am cumpărat ieri un carnet de la Kleber de 50 de lei și este foarte drăguț, o să vi-l arăt în mașină. Mamă, dar câți kilometri avem de făcut? Pune, eu am fixat scaunul bine, pune nu peste mâini, pune numai între picioare, e ca așa, tot așa, da. Doar. Stai, domnule, cum nu o să aranjez, ok, e bine. Închide-o, mă. Gata. Pip, 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 pip. Carte verde, benzina, hârtiela, rovineta. E barnil, deci la apa mare, da? Da. La apă, nu știu ce să scăzim, strătă, da, ajungem mâine. Bine? Mene. Dacă mergem mult, 600 de kilometri, asta e mult. Trebuie să dormi, să faci nanica așa. Înțeles? Da? Ca să crești mare și să ratăm. Și ajungi când trezești la mare. Și când te trezești, ajungem la mare. Da? Super! Mi-am pornit la ora 9:20. E culmea să n-avem benzină. Mare, tata are două linii. Ai, nu. Eu mi-am luat foarte multe cărți și să citesc pe drum, totuși când luat doar pe drum, dar ok, deci le-am luat. Mi-am luat una care e Maia și Unicornul ei, deci ador această carte, am primit-o cadou. Camera? Ține. Nu este, nu este. Ia filmează pilelea. Da, deci după cum spuneam că îmi recomandă mulți copii foarte multe cărți și nu știu de unde să încep. Dar deocamdată tot citesc pe asta. Na, ia-o, Doamne. Și vă dau și vouă o idee așa productivă. Deci părinții mei pe drum încitesc foarte multe ghicitări ca așa ca să nu ne plictisim și am luat de la bibliotecă o carte care se numește Ghicitori și proverbe și vrem să o citim ca să ne fie mult mai distractiv. La stânga pe bulevardul Ștefan cel Mare. Prietene, este ora 1 de noapte și acum suntem vama din Giurgiulești și uitați-vă cum este un autobuz. Nu știu bine de ce vreodată. Da, da. Așa a mers. Da, autocarele merg pe altă facultate. Da. A spus ca să vă arăt carnețele de astea mă la cumpără. Cine-i supărat? Eu am dormit la ora 12:05 minute, undeva până la 1. Da, undeva până la 1. Dar acum mă apucă de scris. Venim pregătiți de acasă! Wow! Sunt doar două mașini în față, așa că avem noroc. Eu îmi scriu în carnetul ăsta tot, nu e un pic scriu în traiure, dar e ca... Este. Eu azi sunt azi. Foarte clar ce scriu aici, dacă sincer să fiu. Îmi fac notițe așa, să am ca amintire. Bună dimineața, fetele! Ei, doamne, de mult suntem treză. Așa, unde am ajutat, vede? Noi cum trecem vama din Bulgaria. Bine, tu asta? Părinții mi-au zis chiar Andra, pentru că o apreciau foarte mult pe Andra Măruță și încă
apreciază și au zis: măi, hai să iau pe, pe mine mă cheamă Alexandra, de fapt. Da, ai răbdare, da? Ai și răbdare? Da. Ei, de unde știu? Scrie aici. Să ne pici? Ei. Asta e tatuajul Alicei. Și ăsta e al meu. Deci Alița le-a destinat. Îmi plac super mult. Micul baby. Păi suntem în Sunny Beach. Ca să ne schimbăm în costum de baie, ca să ne ducem la bazin, pentru că am ajuns mai devreme decât trebuia, pentru că trebuie să ne dai camera la ora 2:30, ora 2 fix, adică, și dar este de pe la 10. Deci aici sunt foarte mulți pescăruși și am găsit aici un big bolnav și vreau să dăm câteva de sare. Aruncă. Este aici o mașină cu un brand italian. Este o mașină italiană. Noi am ajuns foarte repede aici la hotel și trebuie să așteptăm până să facem check-in-ul, da? Da, da. Prieteni, iată-ți-vă ce bani sunt în Bulgaria. Deci, o levă de-a lor sunt 10 lei de noștri. 50 de euro, 95 de leve. Super. Deci noi ne-am pus câte o berțară. Asta înseamnă că noi suntem, facem parte din un hotel. Deci noi am găsit camera noastră 113. Haideți să vedem cum este în amuncă. Gata, scumpă, plecăm și eu. Oh my god, iată-ți-vă cât ești de spațioasă. Este destul de mare, stai că îmi trebuie. De unde îți scalzi? Aici. Aici dorm eu, aici dorm eu, aici dorm eu. Ei, 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 ei. Și-au tumbă, wow. Haideți să facem un micro-rumpă. Deci aici avem un pat pentru bebeluș. Super. Avem aici patul părinților. Aici dorm eu. Patul pentru copii, eu un pic să trag acolo. Aici avem televizorul. Avem aici o măsuță unde eu aici precis să-mi scriu notițele mele în carnețelă, să fac brățări, că mi-am luat vergel, tot mi-am luat. Și aici este un mini frigider. Oh, el e rece, el chiar lucrează. Chestia asta aici se aprinde lumina, este tot bine? Dacă o scoți, nu lumina. Aha, super. Yes, baby, come on, come on. Deci, eu deja ne aranjez. Zicem, privește! Stai acolo. Oh my god. Da. Noi ieșim la balcon. Sânge. De ce? Da, avem fun, avem privire și exact sunt către jucării. Super. Încet, e bun. Deci dimineața eu o să ies și o să fac, să beau o pahar cu apă. Cafeluță. Ei, dar nu beau cafea eu. Ai grijă, Lisa. Coca. Doamne, dar nu este cadă. Uite după colta. Nu-i cadă.
că o să o punem aici. Noapte bună! Mulți faine! De moale, poate. Să începem. Să înceapă hoschetul. E frumos să te. Dormizor. Cine acolo? Când e scrinit. Stai acolo, stai acolo. Acolo e loc frio. Yay! Cine e acolo? Cine e acolo? Cine e acolo? Da, mi s-a rupt fermoarul. Eu am și de internet. Eu acum vreau să-mi aranjez toate obiectele mele importante. Fiindcă vom sta aici 7 nopți și 8 zile. Și va fi destul de mult timp. Așa că trebuie să aranjăm tot. Alisa, vină în anii. Ce de fain camera, eu ador. Alisa! Baby, baby! Dragii mei, deci vreau acum să vă arăt cum am aranjat toată camera. Mergeam doar părțile mele. Deci, uitați-vă, aceasta este măsuța mea. Sunt aici pahare, jucării, elastice, portmoneul și setul de brățări. Ultima cele și ața. Și mi-am luat de acasă, e așa o decorațiune care eu am pictat-o. Ok, deci, mai departe. Aici sunt hainele. Cum am aranjat-o aici? Am încă o jucărie, la fel, fața multe jucării. Și, deci, telefonul, carnețelul, ochelarii, penarul cu pixuri, stickere, două cărți. Deci, aici am... stați un pic. Aici am acest colier care se deschide. Am pus în el firele de păr al lui Patrick, fiindcă mi-e dor de el și am așa o mică amintire. Ok, am aici o mică mini-gentuță, nu știu ce cu ea. Și aici am încărcătorul. Super! Așa arată părțile mele ale camerei. Ui, doamne ferește, răs mă duc cu nasul în jos. Ador ce priveriște avem aici. Ok, deci noi în curând Alisa trebuie să se doarmă și să plecăm la mare. Așa că o să vă mai arăt, o să mai vă povestesc ce mai fac în... la mare. Da. Yay! Ador camera asta, chiar o iubesc. Deci acum am făcut cunoștință cu o fetiță din... Da, eu nu cantemir, Daria. Super. Daria. Ce sfaturi mi-ai da? Ce poți mai fac aici? La piscină este două piscine, una de copii și una de maturi. Și acolo, lângă piscină, poți să-ți iei pizza, cartofi și sucuri. Sunt, și când vă duceți la mare, sunt multe să vă cumpărați colacuri, sunt, să vă cumpărați tricouri înghețate. Super, că nu știam asta. Bine, mulțumim de sfat. Tu cum te-ai simțit aici? Foarte bine. Ți-a plăcut? Bine, super. Noi acum ne ducem în cameră, că am venit la etajul 2, să venim la 1. Vacanță frumoasă în ultima zi și dacă ceva, putem să ne întâlnim. Hai, pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Deci, deci, vă arăt ce mâncare este aici la mare, în Bulgaria. Deci în fiecare zi ne dăm mâncare diferită. În ziua aceasta mi-a picat cea mai bună mâncare, toate buclătite, ciocolată, pâine din asta este pe frata mea și cârnăcior. Super! E mușcă? Eu ador brioșele. Ce vrem aici? Mama, ți-aduci una asta, papă și ți-aduci. Cașeluță iubire. Șoaliță, da? Eu când aud chestii din astea, mă ascund. Acum o să vă arăt mâncarea. Ouă fierte, ciuperci, cârnăciori, crem puști, prăjit amestecat cu cârnați, ouă prăjit, în ou,
roșii, paste, orez, cârnați, cereale, încă niște cereale, ciocolată, lămâie, astea sunt niște ingrediente, asta e habar n-am ce, prune uscate, cașcaval, miezul de muncă. Da, acolo sunt diferite alte mâncăruri. Și sucurile aveam, ia uitați-vă câte pahare. Ok, paharele astea sunt pentru bere, care aici sunt pentru sucuri. Și pentru evenți. Sud de portocale, mere, apă. Vreau să bem una? Și sud de portocale, ia arată, așa, 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 așa. Care? Da? Hai, apasă. Ui! Hai, apasă. Așa, mă, ține apăsat. Ține apăsat, apasă. Un pahar de apă fierbinte. Da. Rege. Zahăr. Câte dulcegării ei. Curățușca, bine, Alisa? Alisa? De portocale era? Stilul este cam așa. O să vă fac un pic mai încolo. Pentru că acum plecăm la mare. Să scădem, eu n-am răbdare, practic. Deci... Nu, n-am fost eu. Ce coctelurile mele la amiază? Caldă cineva acum? Tot plec la mare acum. Uite, aici e cam lipsitor, nu va pare? Da, în sens că apa era destul de călduț și era bine. Caldă. Gașca mea nu poate să stea. Dar nu știu lumea la noi, suntem niște. Hai și tu dacă simți așa. Vino-n gașca mea, da, vino-n gașca mea. Da, da, bine. Ce spunem? Acum luăm lopata și pistolul ca să ne împușcăm. Să le pus pe tata, când tata se doarme, că și o să-mi trezi. Cum crezi că se amnă pe lopata asta? Două leve? Cu scărăși ta? E foarte jol de el. E bolnav, sărăcu. Era în spine de aici. Eu am trecut pe lângă colieri și grosări fără ca să mă urmăriți. Ia uite! Ține! Adio! Am ajuns la plajă! Ei, nu mai e nici un trici. Eu sunt bulgar și ruș. Așa că și englez. Sunt la mare. Uitați-vă ce valuri avem. Oh my god. Deci sunt super mega fericită. Ce facem? Wow! Bum! Ia uite. Ai,
dar noi nu știu misiune. Găsesc o scoaie că ia uitați. Aici la Marea din Bulgaria sunt foarte puține scoici, așa că eu cu fine găsesc, sunt foarte fericit. Forme în miniatură. Sunt foarte drăguțe, ia uitați-vă și la pățică. Păi și... cum se numește asta? Căgăruș. Păi te place. Dar că eu mă dau singură. Așa. Eu vreau să te dau mai bine. Unde mama? Apa este super mega caldă. Deci la început era foarte rece, dar acum e foarte caldă, să zic așa. Gazoarele prin cap. Și a pus un șervețel umed. S-a fi uscat. E închis de umed. Bine. Așa, hai mergem. De mână apă, repede. Dar ține. Așa, apuc tici, așa, apuc așa. Și mergem, hai. Gata, cum să prietenești cu rățurtea. Ia, uite, baby. Haba, Adrian. Haba, hai, Lisa. Hai, mână-ți, Lisa, mână-ți. Haba. Hai să faci așa, hai ba! Ia ca acum, încearcă să mor. E ca unde când n-ajungi. E ca așa, nu sub apă, dar așa, hai. Deci picioarele, picioarele. Așa, așa, așa. Mamă, cum îmi place mai să mă ce ca așa. Așa, hai, hai. Nu, stai cum e tratat prin gură. Dar așa, bravo. Concentrează, bravo, bravo. Așa, așa, spate, Alisa, spate, spate, stai așa. Așa, bravo. Hai, dă-i-mi piciorușul, dă-i-mi piciorușul. Bravo, Alisa, marea notătoare, bravo! Bravo, Alisa!
Bravo, bravo. Nyt intressisi vaan luot päätä, Katari. Joo, pistä. Okei. Okay. Mä taisin sut ensin. Bravo, bravo. Bravo. Hajde mennä klamaa jatun. Hajde mennä klamaa jatun. Salu. Salu. Mama, dedin suru saa saa salu. Tule, mama, red, 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 red. Jää, lakata. Asa, bravo. Tule, mama. Justi, mama. Mama, joutu, mama, stuci, papa. Ce-a găsit mama? Păi eu nu mă știu. Pune mâna ta. Pune mâna ta, pune mâna ta. Ia, pune, ia, pune. Hai, pune. E mama, parcă sunt mucite. Mama! De la Lisa. Noi ce la duc sunt foarte multe. Hai, nu teamă, nu teamă. Ia, așa, 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 de din picioare. Așa, hai. Și de mânuț, de mânuț. Uite, mama, ai fil, hai. Ia uite, tata. Ai, mă, mi-era jung. Gata? Cred că e de timp să stă în apă, faci gata. Ce? Gata? Unde mergem? În apă sau acolo plecăm? Arată unde? În apă sau plecăm? Plecăm, da? Gata? Gata? Bravo, bravo! Hai! Patricia, hai! Nu dai un gol! Eu m-am răzbunat! Prieteni, eu acum mi-am aranjat aici toate lucrurile mele și acum vreau să-mi notez ceva aici în carnețel și o să vă arăt curând. Noi acum ne ducem să mâncăm și după din nou la mare. Hai că ai scris pe urmă, plecăm. Și acum am spus la mâncare, iar noi servim cu această linguriță. Foarte bun. Ia, mama? Așa. Alița, cea mai distrat fata azi. E miroasă? Poate. Cocktail. Cocktail? Wow. Blue.
arată. Bun, da. Dar bluie albastru nu-i verde. Green. Am pus galben cu strop albastru. Am vorbit și în amândouă limbi, am spus, можно? Коктейля блу. Браво, găsim soluția. Stai relaxat, Rone. Ce e acolo? Băutură. Care este doar din gheață. Uitați cum arată. Arată foarte ciudat. Asta nu-l lua Lisa. Da, de ce? Da, ieșim. Cred că... Hai să ieșim. Asta am cu băutură. Doamne, cât se poate de tăcut? Facem amestec. Nu! Dar nu. Ieșim de acolo. Можно три пицца и хот-дог? Хот-дога нет, бургер есть такой. А, да. Або пицца, або картофель, або такой это. Бургер. Один? Так. Берем картофель колорад. Спасибо. Спасибо. Картофель еще набрал блат. Это еще роз, август и свекла. Натурально. Ай. Мама, картофель колорадом не бонь. Ну, просто будет картофель колорадом с бонь. Зачем? Ну, я сейчас бонь. Я сейчас нормально. Да, еще виолет, еще роз, но с бонь. Картофель с свеклами. Vreau să alerg din bazin, ia uitați-mă, e de data asta, eu vă spun. Ai grijă pe marginea. Boys and girls, please say welcome to home. Tata, pe casă, da. Eu pe Elisa, da, du-te repede. Da, mă atrage atenția la cofora mea. Dar acum o să ne dăm pe tăpăga. 3 2, 1, și... Bravo.
Prieteni, ia uitați, uitați-vă cât v-am scos ca să fac o așa gaură. Uitați-vă cât de mare este. Până la brâu. Și acum vreau să mă îngrop și vreau să văd cum o să ies. Uitați-vă cât nisipul a scos. Ia uitați, eu sunt toată îngropată. Tot nisipul a dispărut. Și eu sunt toată îngropată în pământ, deci acolo. Și nu pot să ies. Și uitați balet frumoasă. Oh, wow. Deci eu așa stau îngropată și uite cum să mă mic dacă ei dorm. Eu cum să ies? Habar n-am. Este cu stena.
Stitch. Să luăm și un Pikachu. Ia uite-te. Este un pic gros, mă, la jucării de... 40. De? Lei, de levre. Da. Ia uite, op! Tu mă ajungi ce la ură e aici? Așa-s 4, dar eu am dat 3. Încă nu știu, mă gândesc ori așa. Hai să-i faie. Hai să nu știu, eu ajung cu niște culoare. Această țară minunată, cu foarte multe coliere, chichițe, jucării, și nu poți pleci de aici cu fără nicio amintire. Așa că am găsit aici o jucărie foarte drăguță. Nu știu, scrieți în comentarii cine ar știe pe Stitch, Stitchet, animalul acesta. Dacă îl știți, am găsit o jucărie și foarte tare vreau. Iată, dar tu spune Stitchul mai popular, e că asta e iubita lui. Uitați-l, de drăguț, cum îmi dau unii ăsta-l vreau. Nu ce frumos. Ei, mă, hai și tu joci am uia rol, știi? Îți place scumpă? Stau în casă, 1001 de... Și 1300 de jucărie. Picaciurile astea împrăștiate pe jos și tot așa mai departe. Și încă aici să-mi lipsește. Da, e ca niște să-i lipsești, că nu poți să ai o jucărie, pare să nu fie lipsești. E iubire cu tău. Ia, că este stici că... Omidă. Stici omidă. Stai. Stai, este un baston, ai un... Nu, mi se e deschisă jupacica. Nu știu. Cum iau? Stai, te rog, mi-au cum te... Iau, și asta, după... Bun, dar noi trebuie să o alisă de asta. Mam. E vremeau. Nu, e ca pe celălalt. Hai, Nani, cu doamne. Cumpărăm? Nu, miau. Te rog. Te rog. Care-i șmecheră? Hai, așa. Nu, să stăm de baie acum. Să spun, dacă... Hai, te rog, trebuie. Dacă așa-i treabă? Cât trebuie să le calculează repede? Are 10 lei. Doar acesta. 10 lei. Doar mulțumesc. Ce trebuie să spui? Mulțumim mult. Mulțumim. Pa, pa. La revedere! Hai pe Nani cu dânsul, ura, ura, hai Nani cu dânsul. Mersi! Eu să nu dau voie, nu cumpăra niște asta. Voie asta nu se lua. Ține! Uite, da! Ne! Și asta? Mine am cam pierdut-o, dar... Nu era mai drăguță asta? Iată că este în jumătica. Cine vrea se urcă și călărește. Dați bani și merge. Și îmi place că au așa un parter. Dacă fac treburi, exact în sacoșă. Super! Și un pic este mirositoare partea asta cu care ești. Dar este super. Doamnele astea mereu vin aici și stau
telefon când se odihnește la mâncare sau ceva de genul. Bună, băiețe! Toți oamenii care trec pe aici așa se uită. Da, se uită. Care-i problema? N-am voie, orice. Eu sunt copil. Am dreptul mă crezi. Mă pieși sub copac. Doamne, pieși sub copac. Îmi bate soarele foarte tare și protejăm capul. Când mă smaranjez. Arăt ca o babă, dar... Nu mai arăt ca o babă. Bun. Șalita! Șalita! Și cine de asta cine are? Patricia? Cine asta? Nu, așa, e aranjează așa mai pe frunte, așa. Dar Alisa are? Tot are. Șalita are. Șalita are. Hai, mergem. Să-ți meargă pe jos? Își filmează masă. Dar unde ne ducem noi? Ia spune la cameră, unde ne ducem? Unde ne ducem noi? La apă. La apă ne ducem, da? La apă. Da, la apă ne ducem. Bine, ne ducem la apă, haidem. Uite acolo așa ce aia. Dă-mi, așa. Le-a tot dă, acuș. Le trebuie să spună ceva și ți-l dă. Deci, prieteni, afară este foarte cald acum și noi vrem un pic să ne răcorim la mare, dar vreau să vă spun o chestie. Noi, ca să nu pierdem locul unde noi ne-am pus, pentru că vine foarte multă lume, ca să nu ne pierdem locul, lăsăm acolo ștergarele, jucăriile și lăsăm și bătul de la umbrelă. Și așa nimeni nu cotrobește pe acolo și avem locul deja rezervat. Deci, life hack, cine vrea să facă așa ceva, este o idee super bună. Nu știu, mie mi-a plăcut. Fost idee mamei. Ce bine. Aici un pic un sicur în bordar. Dar acolo, de acolo, de undeva, se zice curat. Și eu abia aștept să mă scald. Sunt foarte fericită. Ei, scuze! Tata acolo s-a cu care îl care pestici și căruciorul. Iată de aici, așa se începe de zi cu deci eu va trebui să merg din urma tatălui meu ca să vedem să nu scăpăm nimic de... Ah, ce frigitari! Scuze, tati, eu trec partea asta altă. Ca să nu scăpăm nimic din cărucior. Și așa este... Ca să nu pierdem niciun lucru important. Tata, auzi? Ia-mi pără chestii de astea. Tata, ca să mă controleze, aruncă chestii speciale jos. Ca eu să vad dacă eu le văd. Ești foarte... Da, dar eu nu mă frigi. Ii, dacă s-ar vedea ceva. Foarte fin, mai scurt, așa mai bine dispus. Îi stă iete fără grijă. Auzi, mai am o leagă grijă de mine. Nu crezi că-s chiar așa de... Dacă nu tai eu, nu știu cine mai tai. Arată, mama, așa în parție, povestești ce-i aici. Mama, povestești ce-i aici. Ce-i locuri, este o plajă privată. Nu poți stai doar pe curs și te uiți la mare. E foarte întraiurea. Și în plus, e cu bani. Așa, mai bine îți aduci pătura de acolo, de acasă, din ștergar și să-l trești acolo, pui și umbrela și gata, perfect. Vorbești frumos ca să ești de acord, mădă? Mie așa-mi place, dar voi, dacă vreți, puteți... Ei, și îți dau 5 lei. Dați valiza, da. Ei, hai. Ei, de e vrea să sună. Da, poftim. Ia-te locul nostru, bine, tu filmează. Bine!
serios, așa că mai bine stai și să-ți amin, bine? Prietene și noi acum înșurubăm umbrela ca să ne fie umbră când se bate soarele. Oh, mama, plouă cumva afară! Da, ideal. Da, hai. Da, eu mă orientez după soare, face tot cuică pap, tem pap. Nu mai pune nici cu nici pap. Da. Nu așa face de pe la urmă. Yep. Ah, mi se. Chiar mare. Deci bagi picioarele acolo și te joci așa în lisip. Ca să... Nu știu eu ce n-am făcut, dar că poți să joci așa, doar că totuși mai e relaxant la el. Așa îl băgați. Așa, ce bine. Vin spate picioare. Oh, mulțumesc, eu fac orică mare. Dar vii tu? Da. Hai. Da. Să-ți face ca așa. Dacă ai nevoie, îți pune mai mult nisip. Na. Cum aveți grijă să mână înscați. Ei, mă duc eu în scot. Eu l-am făcut, eu mă relaxez. Mai uite-mă. Am nisip, pop! Hai eu! Ia scoate tu! Ce? Scoate-te cu mâna ta! Chestia cea mai bună e că trebuie să pui nisip fierbinte ca să ții căldut și bine ca de ei. Alisa, hai vină la spa! Mama, tata! Bravo! Hai, 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 ce-i asta? Ce-i aceasta? Te-ai rupt! Ce se întâmplă dacă te muști?
Ce-am găsit aici atât? Apuc sumba. Ce vrei să filmezi tu? Ce? Mini brus, mă mănânc tot în mine. Da, e pe iuscuri. Hai repede din picioare, repede, 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 Da, de ce v-am pus mâna și pe mine? Nu mă mușcă? Depinde... Unde ai lipit-o? Unde m-a spus? Te-ai pus mâna pe acelea... ciorosul și alea? Pe de acolo, din... Trebuie de timp să o apuci de cap, nu de picioare. Așa eu niciodată de timp iubit. Trebuie să fac alea? Nu! Trebuie să fie mai tare. Gata. Ce pățit, Patricia, a mușcat o meduză. Meduză foarte mare. Și acum un pic de cremă ca să treacă. Ce faci, Alisa? Hai la Patricia. Hai la deci e foarte mare muncă. Deci face groapă mare. Da. Da, e foarte mare. Mare groapă. Hai să ieșim de aici, acum. Cum să ieșim? Hai, le uite, le ia, te ridică. Ce să ieșim? care este pe canalul meu de YouTube. E foarte interesant, deci eu așa mă uitam. Care este super interesant.
Bine, dar ține, tu bei. Prieten, noi la fiecare masă că am terminat de mâncat. Luăm niște fructe. Le punem aici așa bine. Lasă-mi să scoate cine ești. Alisa, sunt probleme. Eu am scris mai dimineață ce am scris în carnețel. Acum o să vă citesc ce am scris eu numai ce. Ieri nu am ieșit în oraș. Doar ne-am plimbat. Apropo, astăzi a fost o zi la fel ca toate. Dar tatăl meu, cel mai bun din lume, mi-a cumpărat o jucărie de pluș foarte drăguță, anume pestici. A dat tocmai 400 de lei pe ea. Iată. Ei, ce drăguță e! Nu! Alisa, nu. Nenea nu dă voie, bine? Iubire mică! Salut! Mă iubește, vezi cum stă la mama? Salut! Cine e acolo? Nu știu cum suntem la mare și după cum vedeți acolo, sunt foarte mari valuri. Este un pic periculos, dar nu te știu. Acolo. Ieri eu mănânc pâine cu cașcaval topit și intrăm în apă. Calamare
ciao, tata. Alisa, Alisa,
Dar ce am spus? Și uitați-vă, prieteni, un colier cu delfin. Și de asta am fix așa, tot cu piatra albastră. Noi acum ne ducem, am ieșit un pic în oraș. Se plimbăm pe acolo, undeva, în zonele mele cu coliere, cu geantuță, cu tot felul de chestii frumoase. Trebuie să cheltuim toți banii, pentru că aveam prea mult și trebuie să-i cheltuim. Eu știu că ți-l vreau să cumpăr când ați creșt mare. Alo, cine este Andisa? Cine este? Merge trenuțul, bara asta e electric. Se dă în jos și trece trenuțul, după asta se ridică înapoi. Adică mașina. Uia, da, da. Pune mă jos. Ești unicorn drăguț. Eu că-mi văd jucării. Trebuie să mergem pe partea aceea, pe lumea. Vin încolo, ce să faci. Ok, deci este drapelul Europei, Bulgariei și... Drapelul restaurantului. Nu știu ce. Eu ce am spus? Ei, dacă și vei bani, știu ce poți să fie. Oi, Eliza! Nu-ți sclie banana, las-o aici, dacă ne vede nenea. Am fugit. Miros. Nu, miros de bărbat. Este tot o slop, dar ne mare, da? Da, e dilem. Nu sunt fac tare că aici aici o poză. Acestea sunt caricaturi. Aici stai, ia câte care un peste eu îl vroiem așa. Bubble tea! Așa doar cu pasări, știi? E că așa este frumoasă. O, poate de sticlă. E că așa e frumoasă. Da, e ca asta gală. Ce-s frumoasă! Ui, ori și m-a spărgat! De ce le-ai poza? Ia-ți, de ce? Da. Hai,
Alisa, pe saltea, în mare. Tu cu Alisa vă lași căldărușul în opățele și în nisip faceți castele. Wow, am vorbit în rimă. Salutare, dragi prieteni, acum este o zi foarte frumoasă și noi acum ne ducem la mare. Vreau să fie așa timp, să nu ia soare. Tata, ia-mi dă-mi balonul și ăla, că am să-i fac un antistră. Ridic picior. Mie cum fata se învață în nota a doua. Papa, mama. Prieteni, noi am ajuns la plajă. Sunt mulți oameni pe plajă. Și ne-am gândit să luăm salteaua cu noi. Eu un pic mă tem, sincer, să nu risc, dar încercăm totuși. Hai să mergem. Cum este? Super, dar mă chiar să mă duc la bără. Trebuie să ne împingem. Așa. O, dar și deci nici. Cum a fost? Așa, bravo. Hai, ridic-te. Simte așa. E ca tipa lui Isa. Așa, ok. Doamne, așa e vreo. Vreau să ce sunt în echilibru, încă fi. Bravo! Bravo! Hai! Hai, dar punică poate relaxați! Nu, trebuie să termin provocarea! Nu mă dau bătut! Așa de ușor! Bravo! Oi, 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 nu! Suntem bătut! Alisa, așa te legăști. Așa? Uia! Alisa e nată. Bravo! Nu
Hai, hai, hai. Hai. Gata, gata. Vine, vine. No, no, nu stai să încă până. Secunde. Bine. Dar hai du camera. Da, să vezi ce greșe. Ajută-l, mâna. Vreau să vă arăt câteva trucuri. Deci, eu pot să-mi... Tata, ia-mi, te rog, să ții asta. Mai echilibru. Așa, nu-ți verificăm. Așa, ba, ba. Da. Și ținem așa și mergem în jur.
puneți pe împărți, așa, puteți iară în jos, hop. Da, pleacă genunchii mai tare. Genunchii, pleacă un pic, așa, 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 așa. Se simte bine, da, puteți și încoace. În spate ai țapa, mulțumesc. Așa. Mama, nu ne cad. Câte secunde? 30 secunde. Da. Ați auzit tot acolo? În partea. Wow! Avion! Helicopter! Deci eu, ca de obicei, cu ideile mele. Dar cine îți filmezi? Pe mine ori topoganul? Ok, hai! 3, 2, 1 și... Ține bine, așa! Haha, sunt pe saltea! Aba! Ui! Hai să dăm GoPro pe topogan! Ai, ai, ai! Deci, acum, dragilor, o să vă dau pe voi! Topogan, singur! Vedem să nu mă alunec. Hai. Pa, pa, Dașcă. Pa, pa. Haide-mi. Mi-a sprintat că pe Dumnezeu. Am zis să mă sprintat de cine care e neplăcute. Un pic am căzut, dar... Hai, e bine. Vă iau cu mine. Cum îmi țin eu echilibru. Dar înainte să mă focusez. Da, da, să-ți vede cum mă țăi, de drumul. Am făcut un topogan de burtă, din ce saltea, ia priviți. 1, 2, 3. O leacă pe alături. 1, 2, 3. Noi avem așa un mini colac, care este foarte mini, foarte micut, practic nici nu îl simți. Eu pot să dai cu două persoane. Nu, e pe asta voi. Little baby, cute? Oh yeah. Așa
te întinzi tu? De față. Stai, te poți decizi pe el? Nu trec ce e nu ăsta. Ok, este trebuie capacul să-l bagi înăuntru. Habar nu am cum pot să faci acest semn. 200 de kilograme ține maxim. Deci nu știu pentru ce e semnul ăsta. Chiar nu știu. Nu se poate copii de 9 ani. Opa, eu am 9 ani. Ei. Avem dreptul să încălcăm puțin regulile. Lai, lai, lai. But my friend is guri, guri. Guri, guri. Depășim. Dar ce ne facem? Hai să. Ești încolo cât e bine? Nu. Mamă. Înseamnă că mai departe nu avem voie să trecem. Ia uite unde sunt la mine. Aici e un călcat regulă. Cine vine? Am vrut bani, am primit bani! Da, da, este prea dramatic. Ai grijă. Prieteni, deci noi acum suntem la mare. Și este foarte frig, bate vântul super mega tare. Și tatăl meu
Am făcut o colibă din umbrelă care m-a înarat o vântul. Ia uitați-vă ce îndraiurea stă. Și apa este caldă, nu știu cum asta e posibil. Hai să se joacă în nisip. Mama a zis scald, ea de-aia scoară. Eu tot vin, mam. N-am răbdare să mă scald. Ești la cineză și cât bine, intră la urmă. Am intrat în căsuță. Yeeey! Am pus bățul în cărăciun, în roată. Alisa, de unde te duci? Alisa! Alisa! Unde te duci? Kiki, frig, dar unde vrei să te duci? În apă. În apă a fost? A, frig. Scutură. Uh-huh. Bravo, hai, acum apucă. Ne. Hai, ține. Hai, comentează. Da? Lemus. Bravo. Papa. Apa acolo, da? Meduză! Cum e apa? Doamne, dar m-am ferit! Da. Ce? Meduză scârbată, boritoare. Te calmi? Da, mă frig. Ce faci, Patricia? Mare de căldură. Tatu soarelui. Hai. L-a prins. Eu special așa l-am făcut ca să tu să nu-l prins. Deci noi acum am ieșit la shopping, doar eu cu tata Alisa și cu mama au rămas în cameră. Cine merge pe lângă noi? Vine de tot. Se turb tot, mă. Un magazin original de... Oh, asta e Balenciaga? Wow, ce fain! Sunt originali, prețul lor este 479, totuși că astea la noi în Moldova ar însemna 4079. Uite, dar stii ce fix al meu!
Slava Domnului!
prieteni, iar puțin este aici președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Wow! Oi, 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 actor, picatul este de om, stravan, băi, tipil. O, și s Ucraina. Wow! Acolo voi v-ați dat cu mama. Pormonie de 6 lei. 6 lei. Da, voi, da. Taurul ăla și m-am lovit foarte tare aici la nas. Debil taur. Wow. Și vrem să aici să luăm o jucărie. 2 lei costă. Și trebuie să ne enumerezi dacă poți pe serare, ca care luminează noaptea. Și e așa. Mă tem să meargă, mă tem să nu meargă, știi? Și ce nu iese? Vedem, vedem. Cățeluș! Mai este? Nu, gata. Mai vreau o dată. Hai să deschidem. Acum, aici. Ura, cățeluș! Yay! Îți închipă nu nimic înăuntru. Doamne ferește! Câte oară? Când pe azi ajunge mama, cred că își face griji. Uh-huh. Noi ne plimbăm până la ora 10. Am ajuns la hotel, când zidem lumina, ai prins în lumina și stâns, opa. Opa, mama doarme și poliția de mult, dar noi blăm brambură la distracție. Cheltuim bani. Da. Foarte drăguț. E cam bățut. Hagem la... Stai, hagem alea când am fost dacă... Noi am ajuns la hotel și suntem în această ultima seară, în care mai petrecem timp aici. Și mi-a plăcut aici. Dar era atât de bine. Vom mai reveni dacă ți-a plăcut. Se pare ca să fie ăsta. Recoritoare. Da, ia că am luat noi azi brambura. Nu pot să cred că mama doarme.